dimineața, Nadina. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Cei doi au fost chemați la parchetul general, la secția de investigare a magistraților, pentru a li se aduce la cunoștință această prelungire a controlului judiciar, o măsură preventivă pe care o ia în continuare procurorul de caz, adjuncta șefă a secției, Adina Florea. Asta pentru că vorbim de o prelungire pe 30 de zile. Astăzi le-ar fi expirat controlul judiciar celor doi. Aveau pe 60 de zile de la finalul anului trecut și ne amintim, săptămâna trecută a încercat Adina Florea să meargă cu acea cerere la secția de procurori. A cerut arestarea celor doi, însă cererea i-a fost respinsă, așa că iată, acum a decis să le prelungească acestora controlul judiciar pentru încă 30 de zile. Este o măsură care poate fi contestată la instanța supremă. Și dacă e să ne luăm după ceea ce s-a întâmplat în dățile trecute, cei doi au contestat de fiecare dată, așa că așteptăm și de această dată la același lucru. Vorbim de măsuri preventive în dosarul în care sunt cercetați pentru abuzurile care ar fi fost comise la DNA Ploiești. Vorbim de acuzații extrem de grave, de la abuz în serviciu, dar și chiar despre folosirea funcției în scop sexual, despre probe ticluite. Rămâne să vedem ce se va întâmpla mai departe, pentru că în continuare cei doi susțin că sunt nevinovați, însă nu doresc să facă alte comentarii în acest dosar, pentru că așa le-a spus procurorul de caz.